îi pun la el ce avem mai bun. Mă rog, în afară de chiloți. Pleacă singur, așa că îi dau pe ea nașpa. Bilet frumos, brâuț, călduț, la culcare. Da, astea normale, adică de tineret. Când particip la curse, îmi place să fiu pregătit din toate punctele de vedere. Îmi place să fie totul la punct. Îmi place să fie totul la linie. Nu îmi place să las nimic descoperit. Vreau să fie totul perfect. Bătrân. Cu surgiu. Dificil. Odată cu criza vârstei mijlocii sau... Certe că s-a reîntors la curte. Vârsta e doar un număr. Eu mă simt mai tânăr ca niciodată. Iar pasiunile mele demonstrează treaba asta. Uituc, maxim de uituc. Nu-mi scapă nimic, sunt vigilent. Folosesc consumabile bune, anvelope de top, sunt neoprit. Uită chestii. Ultima oară s-a lăsat bagajul la ușa de la intrare. Și, mă rog, le-a spălat pele intime cu gel de duș și în rest s-a îmbrăcat 3 zile cu aceleași haine. Le-a zis tuturor că, vezi, Doamne, sunt hainele lui norocoase. Bine, are și echipă mișto în spate. Că fără echipă, caput final. Răzvan îi aduce piesele de care uită, Cartal îi duce actele. Eu îi fac cumpărăturile, îi fac bagajele, îi dau vitamine. Familia e mereu pe primul loc, așa că e normal să-i ofer ba un zinc, ba o vitamina C, da, mai ales lecitină. Nu mă întreba de ce, fiindcă oricum ți-am zis deja. Și face treabă la curse, nu spun nu. Ah, nu, că n-aude nimic atunci când se joacă. Mai ales că e cât ursul de greu, e mare, iar în mașina de curse greutatea e clar un dezavantaj. Și îmi place că e ambițios. De el și ajut. Facem muncă de echipă și ia uite, îi pun la el ce avem mai bun. Mă rog, în afară de chiloți. Pleacă singur, așa că îi dau pe ea nașpa. Game over. Spuneam, îl am de atâta vreme că știu că am palmă. Dar dacă își ia pastilele la timp, el mai ții. Am făcut sport de performanță și așa cred că rigoarea a ajuns să facă parte din mine.